Energia Târgu Jiu a oferit din nou spectacol în fața celor mai înfocați suporteri. Seara trecută s-a mai consumat un meci din seria play-off-ului semifinalelor Ligii Naționale de Basket. Basketbaliștii gorjeni au mai redus din diferență la scorul general, care a devenit acum 2-1 pentru formația ploieșteană. Deși Antonis Constantinides a fost suspendat seara trecută, jucătorii săi au demonstrat că se pot lupta de la egal la egal cu campioana în titră. Gorjenii și-au adjudecat meciul de seara trecută cu 80-78 după un final de infart. Antrenorul Energiei și-a felicitat și el jucătorii la sfârșitul meciului. A fost prima dată când a fost suspendat după 9 luni de când se află la cârma echipei gorjene. It was difficult for us and for the players and for us after 9 months the coach to be out. A fost dificil pentru noi și ca și jucători și ca și staff după 9 luni antrenorul să nu fie pe bancă. But then the players and the two coaches was in the bench. They show they didn't let this problem to be bigger. Dar atât jucătorii cât și cei doi antrenori care au fost pe bancă au arătat că această problemă nu poate fi una mare. Dar nu au lăsat această problemă să fie una mare. Cu această victorie, Energia mai face un pas către finala campionatului intern. Dacă vor învinge și în meciul din această seară, gorjenii vor avea un ultim meci decisiv la Ploiești. It's very important for us we won today. Este foarte important pentru noi că am câștigat astăzi. First of all, we stay alive about the serie of the semifinals. În primul rând pentru că am rămas în viață în seria de semifinale. And we have to prepare ourselves for another one fight tomorrow. Și trebuie să ne pregătim foarte bine pentru încă o bătălie mâine seară. Until now we saw three games against these two teams. Până acum am văzut trei meciuri împotriva acestor două echipe. Similare. And the two in Ploiești and here everything is some small details. Și cele două de la Ploiești și aici totul s-a refăcut la niște detalii foarte mici. Constantinides a mai subliniat că dacă jucătorii săi își doresc să repete victoria, trebuie să fie mai concentrați în meciul din această seară. Milošević și Watson au fost cei mai buni jucători ai Energiei. Se joacă pe principiul cel mai bun din 5 meciuri. BC Mureș s-a calificat aseară în finala campionatului, după ce a câștigat și al treilea meci cu Steaua București cu scorul de 88-70. Mureșenii se impuseseră și în primele două partide cu 93-87 și 94-90.